Începând din 15 august, salariații care vor să adopte copii pot să ceară intrarea în concediul de acomodare și plata unei indemnizații lunare. Noul tip de concediu este prevăzut de legea numărul 57/2016, care a modificat legea numărul 273/2004 privind procedura adopției. Potrivit noilor prevederi legislative, concediul de acomodare are o durată de cel mult un an de zile, este acordat la cerere și include și perioada încredințării copilului în vederea adopției. De acest concediu pot beneficia nu doar salariații, ci și persoanele care obțin venituri din activități independente sau activități agricole. Concediul de acomodare este însoțit de o indemnizație de 1.700 de lei, corespunzător cuantumului de 3,4 valoare indicator social de referință. Pentru a intra în posesia indemnizației lunare, adoptatorul trebuie să depună o cerere însoțită de documentele justificative necesare. Este vorba despre certificatul de grefă, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator și dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activității. Atât cererea, cât și documentele justificative enumerate vor trebui depuse și înregistrate în maximum 10 zile lucrătoare de la data punerii în executare a hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, raza căreia își are domiciliul solicitantul. Totodată, cererea va fi soluționată în maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării, iar solicitanții vor afla decizia în 3 zile de la emitere. Indemnizația de acomodare va putea fi acordată și persoanelor care au copii încredințați pentru adopție la data intrării în vigoare a normelor legii adopției, în funcție de numărul zilelor calendaristice rămase de la data la care au fost puse în executare hotărârea judecătorească privind încredințarea în vederea adopției și până la împlinirea duratei maxime prevăzute de lege pentru acordarea concediului de acomodare. Atât concediul de acomodare, cât și plata indemnizației încetează la cererea persoanei îndreptățite sau în ziua următoare celei în care se împlinește durata maximă a concediului. Copilul împlinește 18 ani, se constată moartea copilului sau a persoanei îndreptățite care urma să adopte în calitate de persoană singură sau a rămas definitivă hotărârea judecătorească de revocarea încredințării în vederea adopției. În același timp, suspendarea drepturilor are loc în ziua următoare cele în care s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgență sau a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de revocarea încredințării în vederea adopției. Este important de menționat că în cazul în care nu respectă noile prevederi ale legii adopției, angajatorii riscă să fie sancționați de inspectorii de muncă cu o amendă cuprinsă între 1.000 și 2.500 de lei potrivit legii. Totodată, angajatorii nu pot să dea afară salariații aflați în concediu de acomodare. Angajatorii sunt obligați să acorde timp liber, fără micșorarea drepturilor salariale, în limita cel mult 40 de ore pe an, angajaților care doresc să facă evaluările pentru obținerea atestatului și să realizeze potrivirea practică cu copilul. Timpul liber este acordat în baza unei cereri la care se anexează calendarul întâlnirilor cu copilul sau programul de vizite. Cei care nu acordă timp liber vor fi amendați de către inspectorii de muncă tot cu sume cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei.